în acțiune de muncă, se pare o explozie cu flacără, ceva cu zgură, arsuri de gradul 2, 3 și 4. Îl duceți? Va merge la chirurgie plastică, reparaturile la clinica de arsuri. Față, membre superioare, membre inferioare. Deci a fost arsură cu flacără? Mixtă. Mixtă, și abur și flacără. Este stabil momentul acesta. Da, este stabil hemodinamic. Bărbatul în vârstă de 44 de ani este angajatul societății Mecel din Târgoviște, lucra în funcția de turnător pregătitor cu oale. Din primele date, polițiștii au stabilit faptul că accidentul s-a produs ca urmare a unei expansiuni a oțelului dintr-o astfel de oală. În cauză s-a întocmit dosar penal, se continuă verificările împreună cu specialiști din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă pentru a se stabili împrejurările în care a avut loc acest accident.